Bine ați venit la Meșteșuguri împletite. Astăzi o să vă arăt cum se face o toarta unui coșuleț, da? Acesta este un coșuleț, practic un suport de sticle, da? Și o să vă arăt cum facem toarta asta. Deci modelul ăsta de toartă, da? Cum îl împletim, da? Observați, toarta are introdusă prin coșuleț două fire care băgate pe aici, ies pe aici, da? Și după aceea merge împletitura. Noi o să facem exact la fel. Deci pe două fire o să facem împletitura, da? Ce practic cele două fire care sunt introduse pe coșuleț, da? O să facem la fel. Deci, ca împletitura să fie mai rezistentă, eu bag prin interiorul tubulețului, aici pentru că coșulețul este mai mic, o să folosesc doar două tubulețe de fixare, iar prin unul o să introduc sârma asta. Este o sârmă galvanizată, care este destul de maleabilă, dar rezistentă. Este o sârmă care se folosește în construcții, v-am zis sârmă galvanizată, o folosesc pentru că nu ruginește și este mult mai maleabilă ca sârma aia care se folosește la bijuterii. Aia este mai oțelită, asta este mult mai moale și de aia o folosesc pe asta. Da? Deci, cele două tubulețe care sunt fixate pe coș plus noi o să împletim cu două fire. Două fire, da? Deci, cele două tubulețe le fixez acum cu o clemă ca să stea fixe și începem, deci împletitura o începem cu două fire, da? Firele le punem așa, sub cele două tubulețe fixe. Pletitura se începe așa. Plecăm din partea dreaptă. Plec cu dreapta pentru că sunt dreapta și dumneavoastră puteți pleca și cu stânga în funcție de fiecare cum poate. Deci, cu firul din dreapta îl luăm și îl ducem pe diagonală, pe diagonală, așa, aici, da? De aici îl întoarcem în partea de unde am pornit, da? Acum, dacă am pornit cu ăsta, acum o să pornim cu ăsta, tot pe diagonală, îl luăm și îl ducem tot în partea unde am pornit, da? Acum, deci facem o dată din partea dreaptă, o dată din partea stângă, da? Ultima dată am pornit cu stânga, acum cu dreapta. Deci firul de aici îl luăm și îl ducem pe diagonală, așa, și eu ca să o arăt tot în partea în care am pornit, da? Deci, vedeți? Uite așa este. Aveți grijă ca aici în spate să nu încălecați tubulețele, da? Pentru că, eu uitați cum iese, da? Așa, acum ăsta din partea stângă îl luăm, îl ducem pe diagonală, așa. Acum următorul din dreapta, uitați că, deci, ultima dată stânga, acum dreapta. Vedeți? Așa trebuie să arate. Este o împletitură care îi conferă mânerului rezistență și este destul de robustă. Vedeți? Deci, am împletit pe două fire cu două fire. Deci, întotdeauna, deci plecați din stânga, trebuie să vă întoarceți în stânga, da?
cam așa arată împletitura cu două fire. Nu? Uitați. Pe spate, pe față. Da? Este destul de puternic. Acum haideți să vă arăt aceeași împletitură, dar pe patru bețe. Patru bețe, da? Deci patru bețe pe care le introducem aici la coș. Da? Cele patru bețe fixe. Începe să împletim cu trei bețe. Deci împletitura o să fie acum cu trei bețe, da? Este la fel ca cea cu două, da? Numai că avem trei bețe aici și aici o să fie mai groasă. Deci, începem cu ăsta, îl ducem pe diagonală, îl întoarcem în partea de unde am pornit. Acum, ăsta, pe diagonală, îl ducem de unde am pornit. Ăsta, pe diagonală, vedeți, o dată din stânga, o dată din dreapta. Este foarte... Aici să aveți grijă, uitați, trageți de fir. Da? Deci, întotdeauna trageți bine aici, la margine să fie. Fost stânga, acum dreapta. Deci, vedeți cum este? Deci, îl luăm și îl dăm ușor peste. Uitați ce frumos vine. Acum, ăsta, la fel. Aveți grijă aici. Să nu punem unul peste altul, da? Deci am lucrat ultimul cu dreptul, să vede că ne arată împletitura, care este ultimul fir aici, da? Am lucrat cu stângul, acum lucrăm cu dreptul. Așa arată. Este și frumos și rezistent. Este rezistent. Este o toată în toată regulă. Așa. Asta este un mâner pentru un coș mai mare, un coș mai care necesită o toartă mai rezistentă, da? Și pe aici puteți să puneți una sau două, depinde cât de fixă vreți să fie toarta, da? Și de mărimea coșului, bineînțeles. Asta este împletitura cu trei fire. Atât pentru astăzi, mulțumesc mult, ne revedem la următoarea lecție. La revedere!